Bună ziua! Bine v-am regăsit! După cum ați văzut și dumneavoastră, au fost instalate dispozitivele inițiale, să spun așa, cele pe care suntem obligați să le facem conform legii, și anume dispozitive de protecție care să delimiteze spațiul în care se va desfășura adunarea publică. Aceste panouri de protecție, cum le numim noi, au rolul de a limita pe cât posibil ca celelalte activități cotidiene care se desfășoară în acest nod rutier foarte important din capitală să decurgă în mod firesc. Nu au alt rol decât acela de a asigura și protecție împotriva unor accidente care se pot întâmpla, având în vedere că traficul rutier este în continuare în desfășurare. Dincolo de aceste dispozitive pe care le-ați observat, în mod gradual vor intra și efective de jandarmi, acele patrule de dialog pe care vi le menționam la începutul intervenției noastre de astăzi, totodată în punctele principale de acces către Piața Victoriei vor fi instalate și niște filtre cu rolul de a monitoriza persoanele care intră, de a le verifica pe cele care au asupra lor bagaje voluminoase, care au anumită recuzită, știu eu, deosebită. Rolul acestor filtre, vreau să fie foarte bine înțeles de la bun început, este acela de a preveni pătrunderea în zona în care va avea loc adunarea publică, în zona în care se vor afla oamenii, cu obiecte periculoase, cu obiecte care pot pune în pericol siguranța cetățenilor. Ăsta este rolul acestor elemente de dispozitiv, acestor filtre. Colegii mei vor fi atenți în mod deosebit la persoanele care au asupra lor bagaje mari. Nu este o interdicție să vină persoanele însoțite de aceste bagaje, însă este o recomandare de a nu face acest lucru. Știm cu toții, ținem cont de contextul internațional în care se desfășoară astfel de adunări publice, trebuie să ne luăm toate măsurile astfel încât să prevenim introducerea în zona delimitată de obiecte cu potențial riscant la adresa integrității fizice a persoanelor.